A fost întrebat Ava Isaia ce este pocăința sau ce înseamnă a fugi de păcat și a răspuns zicând: sunt două drumuri, unul al vieții și unul al morții. Cel ce merge pe unul nu merge pe celălalt, iar cel ce merge pe amândouă încă nu s-a socotit că merge pe niciunul, nici pe cel spre împărăție, nici spre pedeapsa veșnică. De va muri unul ca acesta, judecata lui Dumnezeu este a celui ce are milă, iar cel ce voiește să intre în împărăție să păzească faptele lui. Căci împărăția este oprirea a tot păcatul. Vrăjmașii seamănă în acela gândurile lor, dar ele nu o trăslesc. Fiindcă dacă mintea ajunge să privească dulceața dumnezeirii, săgețile lor nu mai pătrund în ea. Căci este îmbrăcată în toate armele virtuților, care o păzesc și se îngrijesc de ea și nu îngăduie să fie tulburată, ci o fac să rămână cu vederea ei în cunoștința de unde să fugă și în deosebirea celor două căi și de una să fugă, iar pe cealaltă să o iubească. Dacă deci a ajuns cineva și a cunoscut slava lui Dumnezeu, acela a cunoscut înainte răutatea vrăjmașului. Dacă cineva a cunoscut împărăția, acela a cunoscut ghiena. Dacă cineva a cunoscut iubirea, acela a cunoscut ce este ura. Dacă cineva a cunoscut dorirea aprinsă a împărăției, acela a cunoscut ura față de lume. Dacă cineva a cunoscut ce este curăția, acela a cunoscut necuvința urâtelor mirosuri. Dacă cineva a cunoscut rodul virtuților, acela a cunoscut ce este rodul răutății. Cel ce a cunoscut că îngerii se bucură de faptele lui, acela a cunoscut că de el s-au bucurat dracii când săvârșea faptele lor. Căci dacă nu mănânci din cele dulci, nu cunoști amărăciunea celor dinainte. Căci cum cunoaște cineva ce este iubirea de arginți dacă nu s-a lepădat de ea și nu rămâne într-o mare sărăcie pentru Dumnezeu? Cum cunoaște amărăciunea pismei dacă nu a câștigat blândețea? Cum cunoaște tulburarea mâniei dacă nu a dobândit îndelunga răbdare în toate? Cum cunoaște obrăznicia mândriei dacă n-a câștigat delicatețea smeritei cugetări? Cum cunoaște urâtul miros al vicleniei dacă n-a cunoscut dulceața atotcuratei simplități? Cum cunoaște rușinea vorbirii împotriva altora dacă n-a cunoscut scăderile proprii? Cum cunoaște necuvința luării în râs a altora dacă n-a cunoscut plânsul pentru păcatele sale? Cum cunoaște frământarea lenei dacă nu s-au liniștit simțurile lui și nu cunoaște lumina lui Dumnezeu? Căpetenia tuturor celor rele este una, cea care se numește răutatea vrăjmașului, iar maica virtuților este și ea una, care se numește frica de Dumnezeu. Și cel ce dobândește pe ea în curăție, naște virtuțile și taie ramurile răutății de care am vorbit. Dobândește deci frica aceasta, iubitule, și îți vei trăi tot timpul tău în odihnă, căci frica de Dumnezeu este maica virtuților. Și până ce nu a trecut cineva peste acestea, încă nu este în împărăția cerurilor, ci trebuie să lupte puțin câte puțin până desfințează pe fiecare din patimile mai înainte spuse. Iar semnul celui ce se îngrijește să cunoască de lucrează sau nu, este că întrucât lucrează stânga cele ale ei, păcatul lui încă n-a murit și nici virtuțile dreptei nu s-au împăcat cu el. Cât s-a scris: de vă înfățișați pe voi rob spre ascultare, rob sunteți celui de care ascultați, fie păcatului spre moarte, fie ascultării spre dreptate. Și iarăși, sau nu cunoașteți că Iisus Hristos este întru voi, afară de cazul că sunteți netrebnici. Și iarăși Iacob zice: desocotește cineva că este credincios, dar nu își înfrânează limba, zadarnică este credința. Toate acestea ne învață pe noi Duhul Sfânt, arătându-ne că trebuie să ne despărțim de ceea ce e contrar firii și să ne păzim de aceasta. Căci pocăința înseamnă a ne întoarce de la păcat. Și păcatul nu este unul, ci întreg omul vechi se numește păcat. De aceea, zice apostolul, nu știți că cei ce aleargă în stadion, toți aleargă, dar unul ia premiul? Cine este deci acesta dacă nu cel ce nu stă, ci luptă cu vitejie? Căci a spus iarăși, cel ce se luptă, se înfrânează de la toate. Să ne îngrijim deci, fraților, de noi înșine. Și ce este această grijă dacă nu să se arunce cineva înaintea bunătății Domnului nostru Iisus Hristos? Și puternic este față de vrăjmașii noștri să oprească pornirile lor cele rele, de vreme ce omul este trup și sânge.